Bună seara, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Este miercuri și momentul să aflăm ce se mai petrece în spațiul sociopolitic și economic al județului, al regiunii și al țării, căci sunt lucruri destul de importante pe acest final de 2018, un 2018 încărcat de evenimente, din păcate foarte multe dintre ele tensionate, și vă reamintim aici foarte, foarte scurt de ceea ce s-a petrecut în vară cu acel august, cu acel mijloc de august destul de încins. Evenimente ulterioare au fost moțiuni de cenzură de-a lungul acestui an, tentative de, să spunem, înlăturare a guvernului Dăncilă și a tot ceea ce înseamnă efectele unei guvernări PSD. Întâmplător, în aceste zile s-au împlinit și 2 ani de la preluarea puterii de către socialdemocrați în urma alegerilor din 2016, un bilanț, să-i spunem, nefavorabil din foarte multe puncte de vedere, un bilanț care ridică de asemenea multe semne de întrebare. Pentru o analiză pertinentă asupra acestor probleme, avem deosebită plăcere ca în această seară să-l găzduim pe domnul profesor universitar dr. Dan Ilie Morega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice. Stimate domn, bună seara și bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara, bună seara ascultătorilor dumneavoastră din regiunea Oltenia și nu numai. Și mă bucur faptul că suntem din nou împreună cu privitorii sau cu ascultătorii dumneavoastră ai radioului regional, al televiziunii regionale Accent. Iată, ne spuneam la 2 ani, practic la jumătatea unui mandat, din toate punctele de vedere, de la preluarea puterii, de la legea din 2016, și dacă ar fi să tragem linie, nu sunt foarte multe bile albe în dreptul Partidului Social-Democrat și partenerilor ALDE și UDMR, o alianță care până la urmă a promis foarte multe, dar când punem pe foaie vedem că de fapt rezultatele nu sunt deloc roz. Da, dumneavoastră aveți perfectă dreptate și ați făcut o serie întreagă de mențiuni legat de această problemă care a spus-o în discuție. Este foarte clar că la ora actuală, după niște sondaje de opinie publică de la nivel național și nu numai, ultimul fiind Biroul de Cercetări Sociale, a constatat că 70%, 69,6% din populația României nu mai au încredere în guvern, în Dragnea și în Dăncilă, primul ministru. Vă dați seama, în condițiile în care 70% sunt împotriva, împotriva lor, când mă așteptam să fie 30 și să aibă 70, așa cum ei s-au lăudat cu un program extraordinar și pe care știți foarte bine că Liviu Dragnea l-a prezentat înainte la televizor și cu televizorul a mințit poporul. Pentru că după aceea, când au trecut efectiv la guvernare, lucrurile au luat o altă turnură. Pe unii i-a îmbogățit peste noapte, PSD-știi de vârf la fel au fel de fel de afaceri și stau strâns uniți lângă hoțul cel mare, lângă Dragnea, și iată că de fapt beneficiarii unor resurse importante au fost funcționarii publici, bugetarii, o parte din învățământ, dar nu așa cum ar fi trebuit, pentru că învățământul trebuie ca să primească bani mult mai mulți, știind faptul că, de fapt, că alocațiile bugetare pe elev reprezintă un sfert din alocațiile medii care sunt la nivelul Uniunii Europene. Corect. Și alocațiile, când vorbesc din buget pe un elev, înseamnă inclusiv salariul profesorului. Ori salariile n-au crescut enorm, au crescut în domeniul sănătății publice și în special la medici, la medicii rezidenți, dar și la personalul sanitar cu studii medici sau chiar cu studii superioare, unde practic nimeni nu ar putea să spună că are obiecțiuni, pentru că de fapt o țară și o națiune se clădește în primul rând cu o națiune bine educată, sănătoasă și înainte de toate bine hrănită. Adică un nivel de trai bun.
Ei, dacă primele două cât de cât s-au mai rezolvat, și în special cu cei din domeniul de sănătate publică, în domeniul învățământului mai au mult de făcut și în același timp vreau să spun că în privința nivelului de trai, situația este dramatică. Pentru că marea majoritate a oamenilor și circa 60 și ceva, 70%, tocmai procentul care este împotriva lui Dragnea, o duc foarte greu. E aproape ajuns de 60% gradul de sărăcie, iar în Gorj este peste 60 și ceva la sută, 67-68%. Deci cu un grad de sărăcie atât de mare, cu unele pensii mici, și am văzut, dacă și dumneavoastră ați observat, cineva din alt județ, nu de la noi, au primit drept pensie un leu. Să spună doamna care clănțănea pe toate televiziunile și a fost ministrul muncii, ce poate face un om cu un leu sau cu 200 sau cu 300 de lei? Pentru că dacă avea un dram de minte în privința pensiilor, trebuia să crească pensiile mici. Nici de cum pensiile mari. Așa de altfel și cu salariile. Să fi creat niște condiții corespunzătoare ca salariile în mediul privat să fi crescut în mod corespunzător, fiscalitatea să o fi redus, pentru că noi avem o fiscalitate foarte ridicată și cea mai ridicată din Uniunea Europeană pe muncă. Adică impozitez munca. Este sub orice critică, este extrem de grav în condițiile în care spui că îi dai acum salariu minim de la 1 ianuarie celor care sunt încadrați, și aici intră aproape 2 milioane din cei 5 milioane de salariați cu salarii minime pe economie, ceea ce înseamnă că ei primesc vreun 1.200.000 și ceva de lei vechi sau nici măcar 300 de euro. Ori acest lucru n-a făcut decât să se disponibilizeze foarte mulți salariați din mediul privat și în același timp să fie suspendate sau radiate. Numai în județul Gorj sunt radiate 565 de firme și suspendate vreo 380 și ceva și alte 112 care au intrat în... Iată, cifre dramatice. Da, care au intrat în reorganizare judiciară. Deci în insolvență. Deci vă dați seama de situația pe care o are acest guvern pentru buna lui guvernare, cum s-au lăudat. Și haideți să luăm câteva cifre. Pe urmă vom reveni la sistemul de salarizare. Acum am discutat ceva, dar foarte puțin. Ei au promis că fac 2500 de școli și de grădiniță. N-au făcut nici măcar 20 sau 30. Au spus că vor moderniza toate școlile și grădinițele. Sunt acum școli în care elevii merg la toaletă în spatele școlii, acolo știu eu. Da. Cum, în condiții total improprii. Mai facem și haz de necaz, când unde să țin de doi pari și în al treilea își pun basca sau căciula, nu? Da. Deci aceea este inadmisibil. Nu mai vorbim de dotările școlilor și așa mai departe. Au promis că fac 4 spitale, nu 3, până la urmă au rămas la 3-4 spitale regionale. Nici măcar faptul că nu s-au apucat de niciunul. Deci este zero. Zero la școli, zero la spitale. Au spus că vor face 300 de kilometri. Unde sunt cei 100? Că îi spun că vor madame care este doamna prim-ministru și habarnistă, n-are nimic în cap, spune că vor încheia cu 100 de kilometri realizați. Da, i-a cerut directorului de la CNAIR, da. Demisia dacă nu... Că îl va demite dacă nu se va realiza. Păi care 100 de kilometri? Care erau început și făcut 60-70% de guvernare anterioară?
sau de guvernările anterioare, pentru că noi stabilim un grafic de un an sau doi pe anumite tronsoane de autostradă și, de fapt, să prelungesc la 4, 5, 6 ani de zile. Corect. Pentru că contractele nu sunt contracte ferme. Nu îi pune la penalități, nu îi pune la obligații mult mai aspre pe contractanții care câștigă licitațiile. Deci, excludem și acest lucru. Au promis un nivel de trai mai bun. Păi cum nivel de trai mai bun când cel cu salariu minim, cum spuneam, de 2080 de la 1 ianuarie primește acum în mână net, că de fapt netul ne interesează 1260. Deci cum putem să spunem în continuare că de fapt s-a îmbunătățit nivelul de trai când inflația acum este 4,5%? Când de fapt prețurile au crescut foarte mult, în special la legume, atenție, la 15-16% la legume, între care la cartof cu 29%. Au crescut prețurile la serviciile publice, la energie electrică cu 12%, aproape 13%. Cu 14,7% au crescut la gaze. Au crescut prețurile, iar la fel la lemnele de foc, pentru cei care se încălzesc cu lemne de foc. Pentru că și în Târgu Jiu mulți au renunțat la gaze și au trecut pe cărbune sau au trecut pe alți combustibili solizi, pentru că nu mai pot să facă față acestor cheltuieli nenorocite. În jur de 60% dintre salariați se împrumută de pe o lună pe alta ca să poată să facă față obligațiilor fiscale. Păi cum să-ți vină un investitor străin, domnul profesor, în România, când de fapt au fost 114 modificări ale codului fiscal? Ori există o lege organică în domeniul codului fiscal care spune că el nu se poate schimba decât cu 6 luni înainte de a fi aplicată, știu eu, o anumită modificare sau mai multe modificări. Deci, iată, de fapt, toate aceste nenorociri, ca să nu mai spunem că plecările oamenilor și chiar a familiilor în străinătate continuă și deci situația este extrem de necorespunzătoare și, de fapt, au creat extrem de multe nemulțumiri împotriva nemulțumiri din partea populației, acest dictator în primul rând, care de fapt el conduce guvernul, el conduce partidul, el conduce parlamentul. Sper și eu ca toți cetățenii să nu mai guverneze mult și să-l schimbe, să vină un guvern cu specialiști, dar eu tot spun treaba asta, și de aproape 30 de ani toate guvernele au distrus România într-un hal fără de hal, începând cu un sistem de privatizare nenorocit care nu a făcut altceva decât să prăduiască țara, să o facă jaf și să vândă pe nimic și fără obligații serioase prevăzute în contractele de privatizare. Păi spuneam înainte de a începe emisiunea că de fapt OMV-ul plătește o redevență de 4% față de 14, de 20 care plătesc cei din afară. În afară de asta, înainte, în timpul lui Ceaușescu, de exemplu, în 1986, se exploatau circa 8 milioane de țiței. 8 milioane de tone de țiței. Acum sunt 4,7 în 2010. Unde este diferența? Hai să spunem că ultima dată, în 1989, numai 6 milioane am exploatat de țiței. Dar totuși, de la 6 milioane la 4 milioane, înseamnă că, după ce plătesc o redevență destul de mică, înseamnă că OMV-ul, austriecii, nu fac altceva decât să transporte pe Dunăre cu barjele diferența
de tiței care nu rafinează în România și o duc în altă parte să o rafineze fără a plăti niciun leu. Cum e posibil ca cea mai mare bogăție care am avut-o, petrolul și gazele, pentru că tot la fel înainte de 90 aveam 43 de miliarde de metri cub de gaze care se exploatau pentru populație, acum sunt aproape la jumătate. Deci, practic, iată scara hoților și putem să discutăm aici 3 zile și 3 nopți, nu în 50 de minute sau cât avem la dispoziție. Deci, practic, trădătorii de țară, trădătorii de neam, mai devreme sau mai târziu vor plăti. Așa cum, de fapt, de-a lungul istoriei, toți acești trădători au plătit scump. Da. Dar până atunci asistăm la o depopulare masivă, pentru că natalitatea a scăzut, mortalitatea a crescut, deci avem un spor, este impropriu denumit, dar așa este în statistică, un spor de creștere al natalității de cu minus, minus 2, minus 3%. Da, și la toate astea vă reamintesc că după Siria, care este în plin conflict, România este prima țară cu având cel mai mare număr de persoane care migrează de aici în alte locuri, preponderent în Uniunea Europeană. Oare de ce? Pentru că duduie economia țării, așa cum ne spun niște organe de presă ale social-democraților? Nu, oamenii aceia n-au plecat de bine. Organele de presă ale acestor indivizi, care sunt și în special două, trei televiziuni de nișă, primesc bani serioși, altfel este inexplicabil să nu vezi că de fapt țara geme de greutăți și de necazuri, iar voi de la televiziunile respective îi lăudați fără niciun fel de rușine. Așa este, sunt realități, sunt probleme, e destul de greu să te prefaci că ele nu există. Pe lângă această chestiune, să nu uităm, deși mai avem puțin până la pauza de publicitate, un mare plus, dacă îl putem numi așa cu ghilimele de rigoare, evident, în toți acești doi ani, vă reamintesc, stimate domnă, guvernele, pentru că au fost trei guverne social-democrate, s-au perintat cu trei premieri distinți, s-au preocupat de modificarea sau de ciuntirea justiției. Nu erau bune acele legi înainte, dar și permanent dreptate. Se lucrează la ele. Pentru că în afară de distrugerea populației, așa cum am prezentat înainte, de distrugerea țării și a poporului, ei s-au ocupat de justiție în 2 ani de zile și până la urmă n-au ajuns la niciun rezultat. Pentru că presiunile Comisiei Europene, presiunile de la Veneția și până la urmă MCV-ul, care a scos un raport negativ de țară, ne-a arătat că, de fapt, ceea ce stabilisere ei și chiar curtea noastră constituțională, de ce să nu spunem adevărul? Corect. Au modificat extrem de multe articole din codul penal, din codul de procedură penală și așa mai departe. Ei numai asta au făcut. Altceva spuneți-mi ce au făcut. Au mai făcut, într-adevăr, au luat banii care erau din unele venituri, care o parte mergeau la nivel național, la bugetul centralizat al statului și o parte la bugetele locale. E ori 40% din unele impozite n-au făcut altceva decât să le ia tot la nivel de București și să lasă primăriile care acum se chinuiesc descoperite. Dar ele se mai chinuiesc și din altă ordine de idei, pentru că au personal foarte mult și cu salarii extrem de mari. Aceasta este o discuție pe care o vom relua după o scurtă pauză de publicitate.
Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Ne găsiți în strada Unirii, bloc 18, scala 1, apartament 4, vis-a-vis de Colegiul Tudor Vladimirescu. Echipamente moderne numai la TDS. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni. Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Hotel Story, clasificat cu 3 stele, alegerea optimă atât pentru oamenii de afaceri cât și pentru turiști. Hotel Story dispune de 40 de camere și apartamente dotate cu TV, internet și aer condiționat. De asemenea, hotelul dispune de sală de conferințe, restaurant, bar și parcare gratuită. Hotel Story, garanția confortului dumneavoastră. Ne găsiți în Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 78 sau la numărul de telefon 0371 100 006. Pomadil Com SRL vă întâmpină cu oferta lunii decembrie în toate magazinele noastre situate în Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Rovinari, Brănești și Păltiniș. Aici găsiți biscuiți Paradis la 0,65 lei, croissant Deli la 0,75 lei, Eugenia Germinio la 0,18 lei, napolitane glazurate la 0,66 lei, nectar 1 litru la 3,85 lei, Newmark doză 0,5 litri 4 plus 1 gratis la 9,72 lei, prăjitura double la 0,65 lei, prăjitura Paradis la 0,29 lei, suc Yuki 2 litri la 3,85 lei și suc Necti 1 litru la 2,25 lei, Texa biscuiți 3 kg la 15,50 lei și ursuleț Tio la 0,65 lei. Vă așteptăm să vă convingeți și dumneavoastră. Pomadil Com SRL. Vrei să ai tâmplărie PVC de calitate? Atunci nu mai sta pe gânduri. Alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, Feronerie, Roto și GU. Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2 sau la numerele de telefon 0762-259083 sau 0762-259084 sau pe site-ul www.cipribon.ro.
Cipri Bon. Calitate înainte de toate. Vestea este dulce pentru toată lumea, mai ales pentru pofticioși și nostalgici. Atelierul cu dulciuri, prima cofetărie din Târgu Jiu cu rețete vechi, și-a deschis porțile pentru dumneavoastră, în zona Piața Mică și la barieră, drumul spre Bârsești. Pentru comenzi și evenimente, sunați la 0771-314-826 sau apelați pagina de Facebook Atelierul cu dulciuri Târgu Jiu. Dulciuri vechi în timpuri noi! Îți dorești o manicură perfectă, un make-up profesional sau schimbare de look? Amelia Beauty Salon vă stă la dispoziție cu produse de cea mai bună calitate la cele mai mici prețuri. Coafură, manicură, pedicură, make-up. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Corneliu Coposu, bloc 3, parter, sau la numărul de telefon 0731 592 357. Ferma Bionez recrutează bărbați și femei pentru muncă în agricultură în Spania, la cules de căpșuni, zmeură, afine și mure. Perioadă contract, ianuarie-februarie-martie 2019-iulie 2019. Relații la telefon 0726 602 316 sau 0752 8738 32. Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii La Obiect. Așa cum știți deja, avem deosebită plăcere de a-l găzdui pe domnul profesor universitar dr. Dan Ilie Morega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice. Stimate domn, spuneam în finalul primei părți despre o stare generală a lucrurilor ce nu e deloc, așa cum ni se promitea acum 2 ani și o lună, prin acel măreț program de guvernare, vă amintiți pe Liviu Dragnea la tablă, la o televiziune centrală, cu, parcă îl văd în rolul de profesor. Dar nu mai era o televiziune centrală. Da, a făcut turul. Aproape toate, a făcut turul televiziunilor centrale. Și ne-a explicat în mod clar de unde ia, unde apare, ce investiții vom avea în cei 4 ani. Au trecut 2 ani și avem investiții zero. Ba din contră, se taie. Oftați. Oftez pentru că, vedeți dumneavoastră, eu am prins și perioada lui Ceaușescu și am condus o mare unitate cu aproape 6.000 de salariați. Iar în acea perioadă, eu nu oftez după perioada aceea, dar pentru unele probleme care erau de sorginte națională, ca să se facă o serie întreagă de investiții, de pregătirea elevilor și studenților și chiar de nivel de trai, să fim serioși, că noi acum suntem la nivelul per total, știți cum era o zicală, că directorul are 300 de milioane, eu am 20 de milioane. Și făceau pe jumătate. Dacă împărțim la 2, avem împreună vreo 160 de milioane fiecare. Corect. Corect. Deci vreau să vă spun că dacă investițiile în timpul lui Ceaușescu erau între 27 și 30% din venitul net, din produsul intern brut, noi acum am avut 2,7, iată, 27, 2,7, din care pentru infrastructură 0,3. Păi cum poate să-mi spună mie cucoana Dăncilă că de fapt ei au făcut 100 de kilometri de autostradă cu 0,3 din PIB la infrastructură? Deci dacă nu faci investiții mari și nu faci reindustrializarea țării, pentru că industria a fost distrusă nu de alții, de trădătorii care au guvernat 30 de ani. Mă uitam și citeam și discutam și cu mulți care au vizitat Polonia. Din nefericire, eu n-am vizitat-o recent. Păi Polonia nu și-a distrus economia. Și-a adaptat-o din mers cu noi tehnologii și și-a dezvoltat-o.
Dumneavoastră ați văzut că noi cumpărăm de la ei, de la conserve, de pește, de carne, o serie întreagă de alte preparate, de carne, de brânzeturi, confecții, tricotaje, mobilă. Păi ce combinate de mobilă aveam noi? Ce fabrici aveam noi în industria alimentară? De exemplu, era la Mehedinți și nu numai, un abator care era autorizat internațional și livra numai la NATO aproape toate produsele și conservele care le făcea. Iar noi acum am ajuns din exportatori importatori cu un deficit de peste 12 miliarde deficitul comercial al balanței externe. Păi nu este posibil așa ceva. Am ajuns la fel ca să ne împrumutăm și să plătim pentru împrumutări. Până acum avem o datorie externă totală și publică și privată totală de 100 de miliarde. Este inadmisibil așa ceva. Iar în fiecare lună în acest an, guvernul PSD s-a împrumutat câte un miliard de euro. Pe 10 luni, datoria externă a României era de 12 miliarde. Pe 10 luni. Și împrumuturi care, pentru care plătim dobândă în total, așa cum am spus, un miliard de euro. Este inacceptabil. Nici o țară din Est, foste socialiste, nu au asemenea situație anacronică cum o avem noi. Mai ales România trebuia să fie prima în dezvoltarea economiei din fostele țări comuniste, gândindu-ne la resursele naturale pe care Dumnezeu ne le-a dat și pe care investițiile făcute de regimul ăla nenorocit comunist, cum zic unii, le-au realizat. Pentru că noi am făcut hidrocentrale, alții au furat banii și n-au mai făcut nicio retehnologizare, n-au mai făcut nicio reparație la lacurile de acumulare, ca să discutăm despre hidro. Am făcut termocentrale, am făcut câte și mai câte în domeniul petrolului, combinate de rafinare. Și se poate discuta despre acestea, unde într-un număr de peste 1250 de întreprinderi care au fost de stat privatizate, 80% s-a ales praful de ele. Pe de o parte, foarte mic au rămas să se distrugă pentru că nimeni n-a mai făcut nimic, iar 80% din ele au fost demolate, vândute ca fier vechi, pentru că așa a spus Roman când a preluat guvernarea de la regimul dictatorial, că de fapt România este un morman de fiare vechi. Deci în loc să retehnologizăm, în loc să dezvoltăm, și vă mai dau un exemplu, Progresul Brăila, Promex Brăila, era cea mai mare din Est întreprindere pentru fabricarea unor utilaje grele, unor macarale de mare capacitate. Praful s-a ales. Așa este și din păcate nu este singura problemă. Avem un privitor, un telespectator, să-i spunem, pentru că este pe rețea de socializare, care vă întreabă ce părere aveți despre o inițiativă privind construirea unui spital privat non-profit în specialitatea chirurgie cardiovasculară și cum vedeți această și colaborare. Și neurochirurgie. Da, și cum vedeți viitoarea colaborare cu Spitalul Județean din Târgu Jiu? Pot să existe cele două entități, iată, una privată construită din fonduri private, evident, și să aibă o relație, să spunem, de colaborare firească până la urmă cu Spitalul Județean? Dar sigur că da. De ce nu? Pentru că în București sunt foarte multe spitale private și care colaborează cu cele de stat. Numai că la cele private merg cei care au bani. Însă până atunci probabil se va reglementa ca și cele private pentru anumite persoane
pensionari, mă refer, cu pensiile mici, salariați cu salarii mici, să suporte casa de sănătate. Pentru că, într-un fel sau altul, tot ajungi la un spital de neurochirurgie sau de chirurgie cardiovasculară în București, în Timișoara, în altă parte. De ce să nu fie în Târgu Jiu? Corect. Deci se poate. Și eu mi-am oferit ca să sprijin cu modesta mea contribuție pentru realizarea două saloane și mobilarea corespunzătoare a lor. Unul pe neurochirurgie și unul pe secția cealaltă la cardiologie, la chirurgie cardiovasculară. Și acum vin eu și vă întreb ca deci este excelentă această inițiativă. Și totuși în Gor sunt și oameni bogați. De ce să nu discutăm acest lucru? Corect. Dar unii din acești bogătași care și-au făcut banii și eu știu foarte clar, dar fiind în postul Crăciunului, nu vreau ca să îi atac pe acești derbedei care au făcut banii de la stat. Și nu i-ai vedea că îi contribuie cu un leu. Cu un leu. Nici la cei care sunt defavorizați și n-au ce mânca, n-au ce unde dormi și așa mai departe. Cum a fost o familie la Plopșorul pe care eu am sprijinit-o, să spun așa, destul de bine. Și mass media a relatat pe larg acest lucru. Și nu numai acest lucru, am făcut și multe alte acțiuni pe care le-am făcut de caritate. Singurul care mai participă, l-am văzut pe directorul de la Artego, care nici Artego nu mai este ce era odată, dar totuși directorul David este un om cu suflet, un om cu inimă, care se gândește că nu poți să mănânci tu, că nu ai două burți mai mult, că nu poți să dormi în două paturi și nu poți să ai 10 case, precum Iohannis, măcar 6. Deci ar putea contribui oamenii de afaceri și oamenii cu bani mulți și chiar contribuie, din păcate, și cei care au mai puțini bani, dar au suflet și inimă și dragoste față de oameni. Așa este. Și stau și vă întreb totuși ca cetățean, în calitatea mea de cetățean al acestei frumoase țări. Teoretic, problemele din sănătate trebuiau rezolvate până acum. Ele au fost din pix rezolvate. S-au mărit salariile medicilor. S-a mai dat picolo și la personalul didactic, medical auxiliar. Aici mă refer la infirmiere și așa mai departe. Dar totuși, în România, dacă te duci, ai toate șansele să te duci să te tratezi de o afecțiune și să pleci cu 5. Și avem, slavă Domnului, sau din păcate... Să pleci cu una incurabilă. Corect. Adică să te duci pe lumea celor buni și drepți. Deci în lumea veșnică. Simpla mărire a salariilor nu a rezolvat problema. Singura mărire a salariilor nu a rezolvat problema, pentru că, de fapt, nu s-au făcut modernizări măcar. Dacă nu spitale noi, trebuiau modernizate cele existente. Așa și modernizare mă refer o acțiune foarte profundă de modernizare a spitalelor, de reparații capitale și în același timp mai multă tehnică medicală de care ducem lipsă la ora actuală. Așa este. Deci iată că din acest punct de vedere nu s-a făcut absolut nimic. Așa cum am spus în prima parte a emisiunii. Au promis că fac 4 spitale, au făcut 0 spitale. Și nici nu sunt șanse, nu văd. De unde o fi luat pe ăștia 100 de kilometri de autostradă? Stau și mă închin, vă rog să mă credeți, că urmăresc eu îndeaproape binefacerile, între ghilimele, ale guvernului pentru țară. Nici nu există timpul fizic pentru construirea chiar și a unei mici porțiuni. Adică exact. Mai este puțin și intrăm în așa cum v-am spus, ei au luat ronsanurile care peste 70% au fost realizate și le vor trece de la... guvernele anterioare. Ei se duc taie panglica acum și zic că am realizat 100 de kilometri. Vă reamintesc în egală măsură că pe lista de investiții finalizate a premierului, la bilanțul acela la 6 luni, a apărut stadionul de la Târgu Jiu, care nu este finalizat. Stadionul din Focșani, care nu este finalizat. Deci atât sunt investiții unde teoretic premierul le prezintă finalizate,
Dar dacă ar fi finalizat, de ce nu se poate juca? Aici. Și pe care, de fapt, nu este în această guvernare. Corect. Cum raportează ei stadionul când, de fapt, stadionul a început cu mult înainte, în timpul guvernării lui Ponta, și îl raportează, doamne, te crucești, nu altceva, și îl raportează un alt guvern. N-aveți uneori senzația de teatru al absurdului, adică parcă am fi într-o comedie proastă, care, din păcate, nu se mai termină? Eu așa simt uneori. Pentru că mă uit și nu-mi vine să cred. Este mai mult o dramă decât o comedie, să știți. Este mai mult o dramă. O pacoste pe capul acestui popor și acestei țări. Dar asta e viața. Nu avem ce face, știți cum e zicala. Câinii latră, caravana merge. Așa este. Și apropo de caravană, peste câteva luni, în prima parte a lui 2019, în primăvară, vom avea alegeri europarlamentare. S-au făcut liste, se stabilesc acele candidaturi sau potențiale candidaturi. Se știe prin tradiția celor câteva ture de alegeri că prezența românilor la această tură de alegeri este una extrem de scăzută. Oamenii nu sunt interesați de ceea ce înseamnă Parlamentul European și ceea ce înseamnă cei care ajung acolo și iată pedeapsa, ne-am trezit cu un premier provenit din rândul europarlamentarilor, eurodeputaților, de care nimeni nu știa nimic și care va rămâne în istorie. Clar, doamna Dăncilă va rămâne în istorie. Acum nu pentru chestiuni pozitive, e drept. Nu, dar acum vă dați seama și ce europarlamentari propun partidele. Da. Pe exemplu lui Dăncilă. Pe fel de fel de piele, de cumetrii, de sexologii și așa mai departe. Da, e mari semne de întrebare. Ce se întâmplă acolo? Vedeți, vorbeați de alegeri europarlamentare. Eu am rămas stupefiat. Am văzut tot la fel un studiu sociologic, oricum nu realizat de institutele sau de alte ONG-uri sau mai știu eu ce sunt, care să fie atașate și în grația PSD-ului, care dă PSD-ul pe primul loc la europarlamentare cu 14 europarlamentari. Groaznic. După el PNL-ul cu 9. Și mai rămân 7 europarlamentari care se împart între USR, Pro-România, Și alte formațiuni. Și formațiunea lui Cioloș. Da. România 100, sau cum se numește. Da. România 100. România împreună, că da. Încă nici nu l-a... Nu este înregistrat. La tribunal. Și timpul trece. Și trece în defavoarea celor care au de gând să înființeze. N-au organizații locale, organizații județene, eu nu știu cine la... Ceea ce înseamnă că nu te poți bate cu partidele tradiționale. Exact, exact. O să fie mari chestiuni. În egală deci, iată de ce. Și cred că ei vor lua parlamentarii cei mai mult. Pentru că au organizații locale, și n-am spus-o o singură dată la dumneavoastră, care au implementat în creierul unui segment mare al populației, și în special din mediul rural, care o parte votează, cum spune primarul, o parte votează că le-a intrat în sânge, că au primit 100 de lei, 1 milion de lei vechi la pensie, dar ei nu fac calcule că, de fapt, ce cumpărau înainte cu pensia care o aveau, acum plătesc cu 2-3 milioane de lei mai mult. Așa este. Pentru serviciile publice și pentru mâncare. Dar ei numără hârtiile, nu puterea reală a lui de cumpărare. Și spune, da, domnule, mi-a mărit PSD-ul salariul, mi-a mărit PSD-ul pensia. Și îi vor vota. Iar din electoratul care nu vine, ar trebui ăla să vină, pentru că, de fapt, ăla este anti-PSD. Corect. Dar nu vine. Eu am mai spus-o și repet.
Dar parlamentarii nu-și doresc acest lucru, mai ales majoritatea care este acum. Să se dea o lege cum este în Grecia și în alte state, în care prezența la vot să fie obligatorie. Lipsa de la vot să se facă numai pe documente medicale serioase. Chestii justificate. Iar cei care nu justifică prezența la vot să primească amenzi destul de usturătoare. Și atunci disciplinăm oarecum, pentru că nu mai vorbim de cultura civică care s-a dus la pământ. Da. În Elveția, în cantoanele, în funcție de cantoanele din Elveția, amenda pentru nedovedirea faptului că ai participat la orice tură de alegeri atrage după sine o sancțiune între 5 și 7.000 de franci elvețieni, în funcție de cantoane. Vă dați seama, aproape... Simți acei bani. 7.000 de euro, 5-7.000 de euro, sau de dolari. Îi simți acei bani când vei fi taxat, îi simți. Păi cum să nu-i simți? Și tura următoare te vei duce. Pentru că sunt și în Elveția două salarii, două luni de zile muncești pentru amenda că n-ai fost la vot. Da. Mi se pare corect. Așa este. Pentru că noi nu avem alte posibilități de a schimba clasa politică. Singura posibilitate este prezența obligatorie la vot. Corect. Și atunci lucrurile cred că s-ar schimba și ar merge nu din primele alegeri, dar oricum după alegerea respectivă, după legea care eu am propus-o, categorică se va cerne mult mai bine, se vor cerne mult mai bine cei care trebuie să fie în guverne, care trebuie să fie parlamentari, să fie oameni cu experiență, oameni patrioți, oameni cu dragoste față de oameni și față de această țară. Așa este. Aveți o bogată experiență atât în ceea ce privește administrația, cât mai ales scena politică și analizarea faptelor de pe eșichierul politic. Cum vă explicați că mai avem mai puțin de un an până la alegerile prezidențiale din 2019 și un singur candidat anunțat până acum, președintele în exercițiu, principalul partid politic, nu poate deocamdată să propună pe cineva, existând problema președintelui Dragnea de a candida și omul își dorește foarte intens acest lucru, ALDE-le l-ar susține și Tăriceanu vrea să candideze, dar e clar că nu poate de unul singur. De fapt, să știți că din sondajele pe care m-am referit, Tăriceanu totuși are 24%. Și ar intra în turul 2 automat cu președintele în exercițiu. Și ar intra automat. Și cred că în turul 2 l-ar bate pe Iohannis. Pentru că, de fapt, acest individ n-a făcut nimic pentru țară și nici n-a cooperat cu guvernul și nici n-a participat decât la o singură ședință de guvern în 5 ani de zile. Nu-i posibil așa, domnul profesor. Pentru că el este mediator. Ce mediator poate să fie acest individ când el se alătură la protestatarii care, culmea, la noi protestatarii au fost de altă factură, care au fost parte a multinaționalelor și hashtag rezist, care sunt plătiți prin fel de fel de fundații de către Soros, de către acest nemernic care nu face decât să distrugă, să creeze haos în majoritatea statelor care el își dorește. Cum? Foarte bine, pentru că am văzut strategia lui. Proteste masive împotriva guvernului, realizarea unui guvern din umbră, preluarea presei de partea protestatarilor și apoi preluarea puterii. Stimate domnă, cu regret o spun, ca de fiecare dată, timpul nu ne este deloc un aliat, nu ne e deloc favorabil. Cred că ar trebui odată să prelungim cu cel puțin 20-30 de minute emisiunea ca să zicem că epuizăm pe moment subiectele. Până atunci însă mă văd nevoit să închei aici această emisiune, să vă mulțumesc pentru prezență, ca de obicei o plăcere să analizăm ce se petrece în România și în județ și să vă lansăm invitația când timpul vă permite să ne onorați cu o nouă prezență. Eu vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc telespectatorilor noștri și cred că după 1 ianuarie ne vom revedea și dați-mi voie ca să vă urez, dragilor gorjeni și nu numai,
privitorilor acestui post minunat de televiziune, ca cu ocazia sărbătorilor, să fiți sănătoși și fericiți, să aveți sărbători fericite, iar anul care vine să vă aducă sănătate, multe bucurii și multe împliniri. Și să încercăm totuși ca o parte din oamenii plecați să-i readucem în țară și să fim mult mai uniți, pentru că unitatea dă și forța pe care trebuie să o avem și să luptăm împotriva acestor netrebnici care de fapt au jefuit țara și au trădat neamul românesc. O seară plăcută și toate cele bune vă doresc. Doamnelor, domnilor, o seară cât mai plăcută. La revedere!